O sală de sport modernă pentru copiii și tinerii din comuna Dângeni a fost inaugurată duminică în satul Iacobeni. Investiția realizată de Compania Națională de Investiții are o valoare de aproximativ 2 milioane de euro, la care primăria a contribuit cu alte sume pentru utilități și cheltuieli conexe. Astăzi suntem prezenți la evenimentul de inaugurare a sălii de sport din satul Iacobeni, din comuna Dângeni, o sală de sport ultra modernă care a fost începută ca și construcție și finalizată în anul 2023. Sala are 102 locuri în tribune și este dotată cu cele mai moderne echipamente pentru sport. O sală multifuncțională în care se poate juca fotbal, basket, volei, tenis. Sala de sport este prevăzută cu o parcare, avem aproximativ 20 de locuri de parcare. Acesta este dată și spre închiriere și așteptăm, de ce nu, chiriași din comunele vecine. Sala de sport are tribună și cu 102 locuri, este una modernă cu teren de sport multifuncțional cu dușuri, grupuri sanitare și parcare. Construcția a început în martie 2023 și a fost finalizată în termen, recepția fiind semnată în decembrie 2023. Sala este foarte frumoasă că invită toți copiii să joace fotbal, mai multe sporturi. Mai practic sportul, înainte de juca fotbal, acum ar trebui să înceapă să joace înapoi. Dacă era și pe timpul nostru, era bine, cu domnul Marina Andrei, cu domnul Burla, cu domnul Dălscălescu, au fost nemaipomenirii bine. Am fost la Daraban, la Dorohoi, la Săveni, la Fusca, e minunat, e foarte, foarte benefic pentru toată tineretul, mai ales tineretul. Duminică, obiectivul a fost inaugurat și sfințit în prezența președintelui Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, a vicepreședintelui Dorin Birta, a senatorului Lucian Trufin, subprefectului Paula Berențan, primarului Relu Târzioru și reprezentanților administrației publice locale condusă de primarul comunei Dângeni, Claudiu Ilaș. Astăzi suntem la un moment festiv pentru că, iată, către viitorul acestei comunități. O investiție de aproximativ 2 milioane de euro realizată prin Compania Națională de Investiții, la care, bineînțeles, domnul primar și Consiliul Local a avut acea contribuție în ceea ce privește partea de utilități și lucrările conexe. Sala de sport poartă numele canotoarei Ioana Crăciun, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de vară din 2016 în proba de 8+1, legitimată în prezent la CS Botoșani. Mândră și onorată când se acordă această distinție în satul în care m-am născut, am copilărit și am învățat, am încercat să duc numele României cât mai sus se poate, nu în ultimul rând mă emoționează când mă uit la părinți. Vreau să mulțumesc părinților. Soțului care m-a sprijinit și m-a încurajat patrul și fraților care au fost alături de mine. Prezente la acest eveniment important, canotoarea, împreună cu alți 6 sportivi de top, au primit din partea administrației locale titlul Cetățean de Onoare al Comunei Dângeni. Inaugurarea sălii de sport Ioana Crăciun a fost marcată și printr-o competiție sportivă, la care au participat sute de copii din zonă.